bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, ca în fiecare seară. Începem emisiunea din această seară cu prezentarea săptămânalului vertical, o restanță pentru care îmi asum, să spunem așa, întârzierea. Am avut, de fiecare dată am omis să iau ziarul cu mine. Acesta este numărul 452 al săptămânalului vertical. Uh, el apărumați, uh, Din sumar, reținem materialul de fond valabil, iată și acum, uh, de blocare, Revistii foame au obținut promisiuni de la administrație, greva a înceta să reiau negocierile. Din câte știu, uh, va urma... Uh, vor urma negocieri până duminică. Duminică ar urma să se semneze și acest acord de care se vorbește. Uh, din sumar, reținem uh, două editoriale, Frica de răspundere și Bravo Andreea, Frica de răspundere semnat de uh, Cornel Șomâcu, iar Bravo Andreea semnat de Aura Stoenescu. Tot ea e ce, cea care ne oferă amănunte și despre greva uh, care a fost și posibil să mai existe și în viitor în minerit. Uh, avem uh, prezentarea pe pagina de învățământ, a două materiale legate de proiecte cu finanțare europeană. Tot ați avut mai devreme o emisiune dedicată proiectelor cu finanțare europeană. Iată că și verticalul prezintă două dintre acestea: despre deplasarea la Sevilla, în Spania, a unui delegații de la școala gimnazială Antonie Mogoș o nouă mobilitate în proiectul a trecutului temelie pentru viitor. <coughs> în ce scuze? De asemenea, tot din ziar aflăm despre elevi și profesori de la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru care s-au aflat în vizită de lucru în Slovenia. Pagina de istorie a fost dedicată în acest număr primului conducător comunist al României și legăturile, legăturilor sale cu Gorju, pentru că, nu-i așa, a trecut o jumătate de veac de la moartea lui Deci, s-a împlinit săptămâna trecută. Există și un reportaj extrem de interesant despre desprimăvărare semnat de jurnalistul, publicistul, scriitor Ion Elena. Aura Stoinescu ne oferă un material extrem de interesant despre campania de promovare a gorjului turistic făcută de Consiliul Județean. Aflăm foarte multe amănunte despre ce s-a întâmplat în această campanie. De asemenea, aflăm amănunte despre proiectul româno-american la Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj, care primește vizita muzeului, unui muzeu din Virginia de Vest, din Statele Unite. A fost și o emisiune zilele trecute pe această temă, și bineînțeles sunt și alte materiale despre salonul de pictură Arte Mici, ediția a 6 sau serialul care continuă despre primul primar al Târgujiului, Constantin Stanciovici și familia sa, un material semnat Daniel Cizmașu. Deci, îl găsiți încă la Chioșcuri, săptămânalul vertical, materiale interesante, aveți ce să vedeți în. În el, dacă uh, îl citiți, există și în varianta electronică pe verticalonline.ro așa cum vă anunță și spotul de prezentare. Vreau să vă spun că <coughs> m-am gândit mult cum să începe emisiunea de astă seară. mă refer la emisiunea despre știrile zilei, din două motive. Uh, discutăm parcă prea mult sau în orice caz s-au pus din nou tunurile pe parlament, meritat sau poate mai puțin meritat, pentru că problema acum la parlament, deși se încearcă adversarii parlamentului, o dau. Da, domne, ăia, corupția, nu știu ce, au făcut și au dres în cazul Șova, de exemplu, dar acum, de fapt, majoritatea parlamentară a votat altceva. Chestia că nu s-a făcut vorumul, cum spune regulamentul, păi ăia de la Curtea Constituțională, de exemplu, de ce îi plătim și n-au văzut că regulamentul Senatului are o problemă constituțională? Că la Camera Deputaților nu-i problema respectivă. Bun, deci asta ar fi o primă problemă pe care o vedem dezbătută pe toate canalele și a doua ne referim, deși acest scandal legat sau poate cum să vă zic, poate nimic nu e întâmplător în România, acest scandal cu imunitatea, cu parlamentul, cu nu știu ce, vine pe fondul în care ar trebui să fie o dezbatere amplă în domeniul public și, este, și sunt în dezbatere publică codul fiscal și codul de procedură fiscală. Aș putea spune că nu sunt, poate nu e întâmplătoare acest dezbate sau în orice caz aceste subiecte care ni se pun pe ordinea de zi. Am fost ani în care se făceau subiecte tocmai pentru a evita altele de care să se, se discute. Practic, o mare parte din televiziuni s-au repezit pe chestia asta, da, domne, că vezi parlamentari au din nou super imunitate și că vezi, domne, nu e adevărat. Ba din contră, vreau să vă spun că, la acest moment, parlamentarii din România aproape că nu au imunitate. A, au o singură chestie că să-i salte de pe stradă organele, indiferent care sunt ele, trebuie să ceară acordul camerei. Ei tot ce au, nimeni nu oprește procurorul, polițistul și cine se mai ocupă de chestia asta să-și facă datoria. E adevărat, vă spuneam, nu, deci parlamentarul nu poate fi săltat, nu poate fi arestat. Poate fi chemat atenție, poate fi invitat la DNA, la parchet oriunde, dar nu poate fi reținut. E singura, singurul avantaj. Cine vă spune altceva, o face din gargară politică. Vreau să vă spun că lucru mai interesant este în saltul. Știți cum e? Unde dai și une crapă. Că dacă până ieri șova contractele de la Rovinar cu toate cele era coruptul de serviciu astăzi aflăm că de fapt firma Lușova a apărat complexul într-un proces cu firma, cu Electrica unde e, avocatul firmei Electrica era firma lui firma liderei copreședintei e, PNL Alina Gorghiu și de aici dă și luptă. Vreau să vă spun că la cum se apără Alina Gorghiu prin comunicate și tot încearcă să mute problema, eu zic că cred că vom afla în următoarele zile și alte lucruri interesante. Practic, cred că e cam același lucru și n-ar strica ca domnii procurori să meargă și pe la electrica, știți că era cu băieții deștepți, cu nu știu ce, pe la toate celelalte. Deci, eu cred că scandalul nu se oprește aici. Pe de altă parte, și mă întorc acum la uh, ce se întâmplă la această dispută uh, din, uh, din Parlament. Uh, vreau să vă spun că uh, ea este pe undeva și artificial creată, cum spuneam, datorită faptului că regulamentul senatul spunea așa, da, dacă ar fi votat o majoritate a senatorilor pe o anumită direcție, da, puteai să invoci, bă, parlamentul, nu știu ce. Dar nu s-a întâmplat acest lucru. Pe mine mă surprinde altceva. Niște publicații ne-au oferit astăzi poze extrem de bine realizate, imagini filmate cu parlamentarii cum votează, cu focusuri de bilă, nu știu ce. O frate, e vot secret. Parlamentarul poate să voteze cum vrea. E ales. Nu are voie să mai voteze. Păi atunci renunțăm la Parlament. Îl dizolvăm. Folosim doar președinția. Folosim doar DNA-ul. Folosim poate, nu știu, diaspora sau Facebook-ul sau apropo de mijloacele de comunicare. Nu. Am trecut peste asta și vă spun. Uh, scandalul acesta pare că e forțat puțin ca să acopere altceva. Ce altceva, și noi am promis telespectatorilor noștri în spotul acestei emisiuni devia. nu știm încă. Rămâne să ne lămurim ce alt subiect se încearcă să fie ascuns. Unul din ele, vă spuneam, ar putea fi să nu se dezbată codul fiscal, să nu fie acel impact, pentru că se pare că este o lege revoluționară, după cum spun finanțiștii. Bun. Uh, pentru prima dată trebuie să remarcăm faptul că președintele Claus Iohannis își face datoria și pe această direcție, se amestecă în scandal și zic că o poziție absolut echilibrată. De ce? Președintele Claus Iohannis a sesizat joi, adică astăzi, Curtea Constituțională privind un posibil conflict constituțional dintre Ministerul Public, parchetul de pe lângă înalta curte, CSM și Parlament. În cererea trimisă curții, președintele atrage atenția că Senatul și Camera Deputaților nu au pus în acord dispozițiile legale cu legea fundamentală în legătură cu majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârilor de înconvințare a cererilor de reținere sau arestare a unui parlamentar. Cităm: Vă solicit să constatați existența unui conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public, Parchetul, în cazul nostru, parchetul de pe lângă alta curte de casație și justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, și Parlamentul României, respectiv Camera Deputaților și Senatul, pe de altă parte. Conflict ca urmare a omisiunii Parlamentului de a pune în acord dispozițiile legale cu Constituția în ceea ce privește majoritatea necesară a adoptării hotărârilor de încuvințare a celor de reținere sau arestare a unui deputat senator cu consecința blocării activității puterii judecătorești, afirmă Iohannis în cererea transmisă președintelui uh, Curții Constituționale. Președinte arată că atitudinea Parlamentului, în cazul precum cel al senatorului Șova, a condus la un blocaj instituțional, prin imposibilitatea desfășurării procedurilor judiciare și a înfăptuirii actului de justiție. Astfel, prin raportare la o majoritate în esență neconstituțională, Parlamentul a blocat posibilitatea instanțelor de judecată procurorului de a se, sau a procurorului de a se pronunța asupra temenicii, temeiurilor cererii de arestare preventivă reținerii în condițiile prevăzute de lege, prin prisma imperativului asigurării intereselor urmăririi penale sau a judecății și a fost încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și cel al obligativității unui comportament loial al autorităților publice față de Constituții. Se spune în acel mesaj. Las la o, fa la o parte faptul că nu doar în cazul Șova a fost așa. Deci asta e o primă problemă. A doua, încă o dată vă spun, organele nu sunt blocate a organele statului, procurorii, sunt doar, nu se poate face arestarea. Dar eu am o altă întrebare și e logică. Și anume, Darius Vâlcov, aseară, a spus mult mai bine decât șov, a venit în parlament și a spus, domne, ridicați imunitatea ca să nu fiu obligat să-mi dau demisia din funcția de senator. Bun, atenție, era cerere de reținere și arestare. Parlamentarii au fost de acord, s-a făcut reținerea precipitată, foarte interesantă de fapt, pe 24 de ore și în alta curte a spus astăzi, nu domne, n-aveți dovezi suficiente celor de la DNA, ia, mai îl lăsăm sub control judiciar, pardon, areți la domiciliu. Putea să fie chiar mai puțin, adică un control judiciar, că a doua etapă de cea mai gravă, cel puțin așa mi se pare și așa e și în cod. Este arestarea pe două, pe 30 de zile. După aia, urmează uh, arestul la domiciliu, și după aceea controlul judiciar. Acum, putea să fie și control judiciar și să spuneam, și dacă tu spui, acum facem scandalul pe cazul șova, să zicem, poate că șova, dacă era, se constata că nu sunt dovezi suficiente. Sau poate în cazul șova existau mai multe. Deocamdată ce am văzut noi, cum am spus și la cazul Greblă, nu prea stăteau din punctul de vedere strict al unui om care nu se pricepe la drept, adică la nivelul fiecărui cetățean citim ce ni se oferă prin media, consumator de media. Dar bun, avem și cazul ăsta. De fapt, ce spuneam, aseară și se auzise deja pe Vâlcov se pare că a făcut o înțelegere cu procurorii și după ce l-au popit alții pe el, cu ghilimele de rigoare, o să popească și el pe alții și va face niște autodenunțuri. Autodenunțurile respective vor merge, cel puțin se specula că vor merge într-o anumită direcție. Acum se va vedea, părerea mea, în cazul Vâlcov, se va vedea dacă autodenunțurile respective sunt necesare sau dacă sunt dorite. Pentru că, în unele cazuri, senzația este că mh, nu e oportun în anumite direcții. Dar, în fine, e doar o părere și n-am, să zicem, așa, nu putem uh, spune do uh, dovezi pe, uh, pe ea. Dar, un întreg scandal. Deci, a intervenit ambasadele, au venit, nu știu, uh, deci toată lumea, uh, presa. Facem și niște mitinguri pe la sfârșitul săptămânii, pe vineri sau ceva de genul ăsta prin țară, în vreo 10 orașe, că Parlamentul, că nu știu ce. Bun, poziția e legitimă a cetățenilor. Cetățenii sunt indignați. Bine, încă o spuneam, cetățenii aia care vor să ies la miting, care au treabă, nu ies la miting. Sau n-au timp de asta. Dar nu asta vreau să vă spun. Problema este că aceeași mitingiști sau aceiași oameni care ar trebui să protesteze, când cresc prețurile, când diverse alte lucruri, mult mai grave, să spunem așa, decât pe la or, că nu -a, a fost majoritate pentru uh, suspendarea unui senator, dar puteam, de nea poate veni cu alte dovezi și poate să-l să ceară din nou. Nu prea se lă, nu prea protestează. Deci protestează doar la chestii de genul acesta care par să aibă conotație politică ce vreau să remarc eu în chestia asta, doar că așa nu vor avea un suport foarte mare. Poate pe internet, poate pe Facebook, că aici manipulările sunt mult mai ușoare, nu știi, de foarte multe ori nu știi pe cine ai acolo, că îl cheamă, să spunem așa, Ștefan Bănică, dar el de fapt e Gildobrică și alte chestii, că așa se întâmplă pe net, pe Facebook, dar problema este că în lumea reală lucrurile stau puțin altfel. Și încă o dată zic, parcă ne consumăm, inclusiv noi, parcă consumăm prea multă energie pe această luptă surdă pentru putere, când am putea să facem și lucruri mai creative, să ne referim și la lucruri mai, mai plăcute. Și asta mi-am propus să vorbim astă seară, și anume pentru că nu vom discuta foarte mult, este și presă destul de serioasă care discută despre aceste subiecte, unul dintre ziarele care pare din ce în ce mai, e, cum a fost odată, că știți că liderul de piață mulți ani în România s-au avut perioade ciclice, era evenimentul zilei. Evenimentul zilei are astăzi un material extrem de interesant. Spune așa, răspunsul dat de manager guvernului. Reduceți TVA cu 4 puncte, dă o gaură de oxigen întregii economii. Ca și o concluzie a materialului pe care l-am citit, foarte mulți antreprenori, de asemenea analiz, spun, domne, ar fi mai bine să nu reducem chestia aia cu TVA-ul la aliment la 90% care nu are un impact foarte mare, chiar dacă tot românul mănâncă, și mai bine când puteți, reduceți TVA-ul per total la 20% care de-ar da mai multe aripi și mai pe mai multe domenii. Poziție, eu zic, corectă. Și cred că asta ar fi trebuit sau o parte din atenția publică ar fi trebuit să meargă și în această direcție, la acest moment. Adică, bă, cum facem? Care e mai bine? Mai ales că se poate teoretic ca să se hotărească la începutul lunii aprilie și să avem acest lucru de la 1 iunie. Deci ar trebui să discutăm mai mult pe tema respectivă, zic eu, sau în orice caz să discutăm și tema asta pe lângă celelalte. Deci, pe lângă faptul că, într-adevăr, Parlamentul este la cote de avarie în punctul de vedere al nepopularității. Dar, uh, și o să mă întorc poate pe sfârșitul emisiunii din nou la Parlament, uh, spune, spune așa materialul. Când li se cere să pună în balanță scăderea cotei generale de TVA, cu 4 puncte și o diminuare mai drastică a TVA la alimente la numai 9%, oamenii de afaceri răspund că scăderea cotei generale a TVA ar fi de preferat. Scăderea TVA ar putea să nu mai aștepte anul viitor, așa cum prevede proiectul de cod fiscal. Premierul Victor Ponta, spuneam și noi aseară, a declarat că modificarea s-ar putea produce peste doar două luni, fie și prin diminuarea cotei generale de TVA de la 24% la 20%, fie prin reducerea cotei respective. Ieftiniri, creșterea puterii de cumpărare, dar și o scădere drastică a veniturilor la buget pe care nu se știe dacă statul o poate suporta. Ar fi urmările preconizate. Dintre cele două măsuri, o mare parte dintre oamenii de afaceri și analiștii consultați spun că preferă scăderea generală a TVA. Deci cam asta era concluzia că, cum vă spuneam. Acum vreau să vă mai spun o dată. E o problemă și asta am văzut-o și anul trecut și am văzut-o și acum doi ani. Și o vedem cel puțin de prin 96-97 încoace. Nu poți să iei o măsură, în primul rând, că te încorsetează femeiu. A doua problemă, mult mai așa, nu, domne, nu, bă, dar ce o să facem noi peste nu știu câte luni? Corectă pe undeva, că te gândești, bă, dar dacă nu am să plătesc, că suntem o țară îndatorată, exact cum ai credi la bancă și mai faci nu știu ce cheltuieli. Și nu te gândești că veniturile tale nu-ți permis să acoperi chestia asta. Deci dacă gândim ca cetățean, poziția celor care spun, nu domne, nu ne riscăm cu aceste ieftiniri și nu știu ce, e corectă. Dar gândești ca o țară. O țară care e blocată în proiect în ultimii ani. Noi am avut creștere economică din 2000 până în 2008, am avut perioada aia neagră, 2009-2011 2011, că pe 2012 deja am avut creștere economică, asta nu că influența neapărat guvernul care a venit la jumătatea anului, și acum începem să creștem din nou. Dovadă, anul trecut când s-a aplicat reducerea de cease, știți cum se spunea, nu domne, nu avem cum să suportăm, cu nu știu ce. Până la urmă ne-am descurcat. E, cred că și aici ar trebui să fie la fel. Dacă nu riscăm puțin, și atenție, că nu riscăm atât de mult. În sensul că dacă redus, să zicem, TVA-ul cu 4%, întreprinderile care vor veni în economia reală și veniturile care vor, să acopere mare parte din acest risc. Și ne mai dezvoltăm. Începem să mai creștem. Începem să facem ceva și mai... Plus că e o măsură liberală. Noi ce facem? De regulă ne-am obișnuit să ne plângem indiferent cine e în opoziție, mamă, e un riscant de nu știu ce. În momentul când vine, de, și în general, cei de la putere sunt mai conservatori de regulă. Acum se întâmplă altceva. Nu știu care e explicația, dar guvernul pare să se riște pe ideea că s-ar putea să se schimbe majoritatea parlamentară sau pe alte idei. N-am încă, n-am dedus exact ideea. Dar, pentru România, eu zic că ar trebui susținut o asemenea idee. O reducere de TVA ne-ar permite să încercăm să evoluăm, să creștem. Ați văzut anticipările, și vi le-am citit la vremea respectivă, anticipările economiștilor. Deci noi, ca să încercăm să prindem frații noștri în Uniunea Europeană, ar trebui să avem cel puțin 7-8% creștere, ca să depășim, deci cu 5% să depășim creșterea din celelalte țări, și asta constant pe mai mulți ani. Aceste 7-8% nu o să le poți face în vecii vecilor dacă nu reduci TVA-ul, dacă nu iei alt, alte măsuri care să stimuleze economia. Deci, atenție! Acum avem o creștere într-adevăr de venituri care ne permite să facem asta. Cum s-a făcut asta? Că mai strângem șurubul prin instituțiile financiare, că și că numai evaziunea începe să se reducă pentru că sunt aceste măsuri care s-au sunt unele pozitive. Dar acum trebuie să și dăm ceva, să facem reducerea ca să începem să ne dăm drum. Deci eu cred din această perspectivă că uh, uh, cum să vă zic, sunt primele semne că putem să facem și altceva. Din nefericire, vă spuneam, ne blocăm în chestia asta cu drobul de sare. Poate fi, poate, poate fi o temă de editorial. Drobul de sare. Dar dacă nu știu ce, dar dacă nu vom avea bani, dar dacă nu restă. Până la urmă, dacă nu vom avea la cum se împrumută România la acest moment, putem să ne împrumutăm să acoperim gaură. Dar nu cred că va fi necesar. De ce să spunem când s-au împrumutat acum câțiva ani 20 de miliarde de euro și s-au dus pe nimic, n-a fost rău. Iar acum, dacă ferite ar Sfântul, de fapt noi plătim, atenție, anul acesta vreo 5 miliarde de euro datorii pe femei, da? Anul acesta, când plătim și asta, putem să facem și aceste lucruri, nu e bine? N-am înțeles, dar nu, nu sunt nici economist. Așa că e posibil pe undeva ca cei care spun asta să aibă dreptate. Economia însă trebuie încurajată, pentru că dacă nu reușim uh, să facem ceva, o să vedem că la un moment dat uh, vom suporta și consecințele. Deci, acest, această strângere a șurubului va merge o perioadă, dar dacă nu venim cu alte avantaje, alte lucruri ca să creeze locuri de muncă, ne vom bloca, vom închide. Pe ea de făceau evaziune sau o mare parte din ei, dar oamenii respectiv trebuie să-și mănânce, trebuie să-și găsească un alt loc de muncă, și nu-l găsesc dacă nu le facem și o stimulare a mediului de afaceri. Și deocamdată această stimulare nu există. Problema e că nu există nici în programe. De curiozitate, și mă uitam zilele trecute. M-am uitat uh, atât pe programul guvernamental care la 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 și la 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 că vom face locuri de muncă și vom deschide întreprinderi și bla bla bla. Dar m-am uitat și pe cel al opoziției. Acea însăilare de chestiuni generale în care nu crede nimeni. Din, nici din cei care au prezentat acel program. Cum facem locurile de muncă? Ce vă face și mă întorc la chestia asta că e la noi aici în Gorj. Ce facem cu strategia economică și care e strategia pe energetică care ne doare cel mai rău? Nimic. Mergem în virtutea inerției. Ba, ne promisese, cred că un ministru, dar nu cred că actualul de la energie, ci fostul ministru, o strategie prin toamnă. Așteptăm să o vedem și pe aia. Acestea fiind, fiind zise, aș vrea să mă întorc spre câteva știri. Zic eu așa a, tot în dezbatere și mă întorc la a, legea electorală la codul electoral care este în dezbatere în Comisia de Cod electoral. Vreau să vă spun că la un moment dat, dacă țineți minte prin ianuarie, cred, se spunea că se vor pune de acord cele două partide de marcă de fapt aici e problema, dacă se pun cei doi ai mari, nu mai contează ceilalți, asupra unui cod electoral. Și părea, la un moment dat, că prin februarie să avem chiar consens. Să știți că nu se va întâmpla prea curând, și dacă vom ajunge la alegerile anticipate pe care le cer foarte mulți dintre cei care folosesc internetul, printre, chiar și printre lideri politici, dar după care am văzut tot de la alții de podici că vorbește gura fără nu vom avea prea curând o lămurire a situației. Și vă spun de ce. Conducerea PNL a anunțat astăzi că rămâne în continuare pe poziții în ciuda deciziei din Comisia de Cod Electoral și a majorității primarilor partidului, asemenea că la viitoarele locale primarii să fie aleși în două tururi de scrutin. Deci atenție! Primarii din PNL vor un singur tur și e logic. Primarul în funcție are mult mai multe șanse să câștige, din prim pentru că e cel mai cunoscut, să câștige din primul tur. În al doilea tur s-ar putea, mai ales dacă e undeva la balot, la bătaie cu cineva, să se coalizeze toți împotriva primarului în funcție, că știți cum e la noi români, nu să moare și capra vecinului, adică bă, dar de ce să iasă ăla că n-a făcut haide să-l, oricum să-l de jos pe el, nu contează pe cine pune. De asta primarii de la PNL spun asta și discutasem chiar cu, cu vreo doi care spuneau că eu, uh, ei merg pe varianta primarul din dintr-un singur tur. Uh, prin vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, spunea o declarație astăzi, ne vom bate, atenție, ca primarii și președinții de Consilii Județene să fie aleși legitim și democratic în două tururi. N-am înțeles de ce nu este legitim și nu este democratic să voteze dintr-un singur tur. Singura mea explicație este că acele sondaje de care se tot vorbește, un care un PNL foarte mare, un PSD foarte mic electoral, nu prea se confirmă după această declarație. Pentru că dacă am avea acele scoruri, interesul liberal ar fi să avem un singur tur în care s-ar duce partidul, candidatul partidului mai bine plasat electoral. Ce ori știi ei și nu știm noi, apropo de politicieni. Um, deci, apropo cu decizia într-un singur tur, mai e și o problemă. Știți că PSD-ul sau coaliția de la guvernare a hotărât spre nemulțumirea și lui Mariano Prișan și altor președinți de Consilii Județene să nu mai facă alegeri directe pe, președin... pe președintele Consiliului Județean, ci să-l aleagă la mica înțelegere la nivelul Consiliilor Județene. Cum a mai fost până acum vreo două mandat. Uh, acum aflăm că PNL-ul își dorește ca președinții de Consiliul Județean să fie aleși, încă o dată, legitim și democratic, după cum spune domnul Orban, în două tururi. Adică să fie ales direct. Adică baronii, dacă ne luăm după gândirea PSD-ului, baronii să rămână. Cum se vor pune de acord cele două poziții? Eu zic că nu se vor pune. Și nici unii, nici alții, că mai e și o problemă. Avem actuala majoritate. E lege organică. Trebuie două treimi. Deci fără liberali, ne never. Invers. Vine noua majoritate. Fără PSD, degeaba fac. Și atunci, eu vreau să vă spun, îmi permit să anticipez, sau mări să anticipez, Că vom avea aceeași situație și peste. vom avea aceeași situație și, și în perioada următoare. Adică nu vom. ne vom desfășura alegerile, că vor fi anticipate, că vor fi la termen și localele și. oricum, localele vor fi siguri în 2016. Cred că tot pe legea veche, pentru că nu vor cădea la. Nu vor cădea la pace. E bine? E rău să nu se înțeleagă? Poate că aici ar trebui să iasă lumea în stradă și să spună, bă, uh, 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 atenție! Uh, fii atent! Deci, uh, ce faceți cu legea electorală? Ce faceți cu Constituția? Asta să protesteze! Bine, nu le dau indicații, fiecare protestează pentru ce vrea. Dar pe teme mari, pe teme care sunt vitale, Pă la urmă, știi cum e? Te doare în cod dacă șova este doar cercetat și nu poate fi arestat, dacă Vâlf Covie în libertate sau ceva de genul ăsta. A, că au furat și că să dea bani înapoi, e cu totul altă problemă. Dar, deocamdată, trebuie să ne se demonstreze că au furat. Deci, deocamdată e deocamdată. Dar asta e România noastră, România mică, România care nu avem, nu avem încă lucrurile sau nu avem o, o zonă de priorități. Adică știți cum era și am avut alegeri și în 2004, și în 2009. Și în 2014, noi murim de foame, dar nu ne pasă că ne vine, că luptăm împotriva comunismului. Nu -ți ține de foame chestia asta dacă ar fi adevărat. Oricum, era doar o temă de campanie, o temă artificială. Deci, românii încă pot fi manipulați cu mare ușurință. Că n-au dispărut anumite sechele. Când au dispărut anumite tipuri de gândire din societate, deși de de au trecut 25 de ani de la căderea regimului comunist, este cu totul altă problemă. Dar eu nu cred că am fost vreodată în pericol de restaurarea comunismului sau socialismului sau orice altceva care au spus Băsescu, așa adepții lui, de exemplu, sau alții. Dar, pardon, suntem în România, încă o dată spun. Acum vreau să vă spun, apropo de politicienii noștri, cred că apropo de cazul Șova, cazul Șova are o miză și care n-ar trebui, adică cum să vă spun, nu cred că ar fi o prioritate. Deci nu are nimeni treabă neapărat cu Șova, nu știu cât e dosarul, v se procurorii vor demonstra. Dar miza este Victor Pont. Deci dacă n-ar fi fost acea apropiere care a fost și faptul că cele două firme al lui Ponta și al ăsta, ar fi colaborat în acel dosar sau în altele, nu s-ar fi pus problema niciodată. De fapt, liberalii prin amestecul ăsta în chestia asta au făcut mai mult. În primul rând că au expus-o pe Alina Gordiu și a doua chestie, dacă făceau asta, să zicem, Plaus Iohannis, președintele tuturor românilor, sau autoritățile, era una. Dar în momentul când vii tu ăsta, zic, păi au un interes. Deci automat oamenii gândesc la fel și cred că s-au mai deșteptat față de alte perioade. E adevărat, încă pot fi ușor manipulați. Iar, cum spuneam, Facebook-ul este cea mai bună dovadă. Uh, apropo de, de, chestia asta, uh, trebuie să vorbim și de un alt uh, uh, Caz, să spunem așa după ce am aflat după ce am aflat că ne amarea în Evanghelie, știți acum e pe la Mititica așa, o perioadă i-a pus pe ea să citească niște almanahe și alte chestii după ce am aflat că ăsta a strâns semnături pentru EBA dar atenție era vorba de când au fost europarlamentare nu acum aflăm că de fapt el a strâns pentru Mircea Diaconu. Deci din două una. Ori dosarul Evanghelie e făcut din avion, ori nu se susține. Deci Vanghelie e urmărit de ani de zile. Nu poți să încurci -mi că Mircea n-a candidat și la mandatul trecut să-i strângă ăștia semnături. dubai e vorba de alegerile din, din anul trecut. Deci ceva e pudret în Danemarca. Vom afla... Vom afla probabil ce se ascunde sub, această, sub această acuzație. Între timp vreau să vă spun că mai sunt și alte lucruri. Gheorghe Ștefan, de exemplu, Pinaldi săracul stă de prin octombrie, pe la sfârșit de octombrie, stă la Mititica pentru aceleași fapte ca și ceilalți. Numai că ea sunt în libertate sau sunt acasă, are la, la domiciliu. Dar se pare că prin Pinalti ori n-a fost convingător, ori n-a vrut să spună anumite, n-a vrut să spună anumite, anumite lucruri. Vi se pare totuși, apropo de chestia asta, ca și tratamentul normal, poate omul, um, deci, cum să vă spun, nu poate, nu-i interes să, bage pe altul la mititica. Ne-am gândit la asta? În fine, uh, apropo de cel care a scăpat de primată de, de, procuror, dar e o alcazie, e un caz ca și, ca și Elena Udrea, deci sunt fiind mai multe cereri, o să-ți judece următoarea cerere la Darius Vâlcov și cu siguranță atunci va ajunge după, de acum o să țin procurorii, va ajunge după gratis. Deci, procurorii au efectuat azi noi percheziții domiciliare la fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Au fost vizate imobile din Ol și București, unde procurorii au descoperit comori nebănuite. La percheziții, atenție, au fost găsite 90 de tablouri. Asta pe lângă cele descoperite în seif, vă spuneam eu, un tablou cu rama aurie inscripționată de Renoir, un tablou inscripționat Jean Cocteau, o pictură de lemn inscripționată Aurela Casandrei. Procurorii DNA, împreună cu echipaje speciale, au desfășurat percheziții la cele trei firme din Slatina, una de avocatură, una de cadastru și una de contabilitate, despre care se spune că ar fi controlate de acesta prin intermediari. În urma descindelor, anchetatorii au plecat cu mai multe documente și tehnică de calcul, de asemenea angajații firmelor, Ciobanu și asociații Millennium Topografica și Contis Consulting Company au fost săltați de masca și băgați în dube pentru a da declarații la sediul DNA din București. Acum am o nelămurire. ăștia sunt simpli salariați. Înțeleg totuși că firmele respective n-ar fi încălcat legea sau dacă a încălcat-o, a încălcat-o interpuși interpușii lui și atunci de ce trebuie cărați ăștia până la DNA la București? Întrebare întrebătoare, dar s-ar putea să existe și o explicație logică. Dar gândiți-vă cât a furat dragul Darius Vâlcov. Deci 90 de tablouri. Deci dacă ne luăm apropo de muzeul Bruchental din Sibiu unde e de tablouri, că tot Sibiu acum e un fel de capi, a doua capitală prin, prin venirea președintului Claus Iohannis fostul primar de Sibiu deci eu nu cred că Bruchenthalul are vreo sută de tablouri așa câte are ăsta acasă avea acasă deci foarte interesantă această situație și cum le-a luat că vreau să vă spun că sunt pictori mari adică pictori care nu-i găsești nici în muzee deci a făcut ceva bani apropo de politica românească. S-au făcut bani la greu. Și Neavanghelie, și Neapinalti, și toți ceilalți au făcut bani la greu. Și nu doar pentru partide, pentru că aici e problema. Bun, să zicem că au luat bani și pentru PSD, și pentru PDL, sau pentru oricare partid. Bun, dar și le-au dus la partid pentru campanii. S-a văzut, s-au cheltuit bani foarte mulți în campanii dar parcă averile lor au crescut incomensurabil. Deci când a ajuns oricare om, poli, când intră unul în politică, este așa, mai amărât. Au mai fost, de exemplu, mandatele acestea, că de asta sunt și mulți la DNA, și spuneam eu asta într-o seară, și au căutat imunitate. Asta a fost la mulți dintre cei care călcaseră lege, au zis, bă, ajung în Parlament să nu pățesc nimic. Din această perspectivă e corectă poziția să le ridicăm imunitatea. Dar atenție, încă o dată să nu o folosim ca armă politică, pentru că din păcate acum așa se folosește, cel puțin asta e percepția mea. Dar mă întorc. Deci gândiți-vă că unul care intră în politică la început este în general o casă și mașină, ceva pe acolo, eventual niște după ce trece un mandat de parlamentar sau mai ajunge și un ministru Păi încep să nu mai... Deci încep să te pierzi la numărat. Două, trei case, cinci, șase terenuri, nu știu câte mașini. Și atenție, foarte multe împrumuturi. Iau împrumut sau dau împrumut bani foarte mulți. Asta înseamnă o mascare a mitei, cred, ași, Păgi, părerea mea. Dar faza cea mai tare e alta, că ăștia au ajuns experți în a fura. Știți că la un moment dat Laura Coduța Chiove și spunea, atenție, nu sunteți mai deștepți, Dar, la infractorile, spunea, la ăștia care au furat, nu sunteți mai deștepți ca noi. O fi așa, nu o fi așa. Deci oricum ăștia au fost experți în furat. Deci pe ăsta îl prinsă pe Vâlcov și eu cred că va, deci, la cerea a doua va fi votată și cu siguranță va fi la Mititica clar. Dar dar gândiți-vă că totuși la unii s-au depistat nu știu ce sume. Și eu nu cred că nu ar fi numai atâta. Deci la unii cred că banii nu -au, au fost depistați până, până acum. De exemplu, la Vanghelie, eu mă aștept, dacă a luat șpagă de 90 de milioane de euro, păi la toată averea lui care au reușit să o identifice, nu se duce la 10. Deci banii ăștia sunt undeva și nu numai la el, și la alții. Dar, cum spuneam, sunt multe alte lucruri care ar putea fi discutate, dar vom avea și alte emisiuni ca să putem să discutăm acest uh, subiect. Pardon, ne întoarcem spre Gorj pentru că uh, un alt motiv de scandal, apropo că începusem uh, cu verticalul, cu Reva a încetat și se reiau negocierile, vreau să vă spun că Complexul Energetic Oltenia condiționează, se pare, primele de paște de semnare a contractului colectiv, adică nu poate să dea primele dacă nu e contractul colectiv. Eu zic că se semnează la sfârșitul acestei săptămâni. Apoi avem o problemă. Planul de restructurare al uh, Complexului Energetic Oltenia n-a fost aprobat încă în AGA. În aprilie va trece prin Adunarea generală a acționarilor și se va pune în aplicare în luna iunie. Aici cred că este o problemă, și încă n-a fost toată lămurită. De asemenea, se, au fost multe ieri în Gorj despre care vorbește presa, și astăzi. Am aflat că președintele Consiliului de Țean Gorj a fost supus unei intervenții chirurgicale la mână, dar și că el. A fost și reclamat, se pare, la DNA de un consilier județean. Dar despre asta și multe altele, în, începând de luni, la emisiunea Ordinea de Zi. Mulțumesc pentru atenție, vă las cu muzica populară, cu dedicațiile muzicale. La revedere!